Salutare prieteni, bine ați venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calmlands. Este luna mai și o să trebuiască să ne ocupăm de ce am evitat eu sincer până acum. De altă dată nu prea mai vreau să mai fac încă un episod de iarbă, dar asta este, trebuie să ne ocupăm și de acest lucru. Hai până una alta, hai să ne o să mănânce căselul nostru, Sally, care nu știu pe unde umblă. La animalele noastre nu prea ar trebui să avem probleme. Mâncare ar trebui să avem la toate și într-adevăr avem. Și sincer nu prea rost să mai pierdem timpul. E luna mai. Ia să vedem. În primul și în primul rând sunt eu curios să vedem la soia. Iunie. Mai trebuie să mai așteptăm un pic. Ok, nu-i problemă. Mai avem ceva de vândut? Sincer nu prea cred. Din câte țin eu bine minte, nu prea mai avem nimic de vânzare în momentul de față. Am cam vândut tot ce aveam. Ok, nu-i problemă. Hai să ne ocupăm de iarbă. O să trebuiască să... Am deja tractorul, da? Ne punem frumos pe cosit. Și pe urmă de-abia o să trebuiască să ne ocupăm și de copaci, da? Că și pe ei o să... Îi tăiem. Hai să ne punem pe treabă. Episodul ăsta, asta o să facem. Ne ocupăm de cosit iarba și de copaci. Ca după nu de alta dată trebuie să ne eliberăm terenul să putem să ne apucăm să construim pe el. Da. Hai, ne punem pe treabă și ne auzim la final. We'll be right back.
Ok, suntem la ultima brasă de iarbă și vom face o mică modificare. Problema este că terenul este foarte, foarte mare și aș vrea totuși să strâng un pic mai repede iarba. Asta înseamnă că o să cumpărăm un Wind Rover, o să-l folosim și pe urmă o să-l vindem, fiindcă nu putem să închiriem. Dar avem soluția asta, ar fi asta o problemă, ne asumăm faptul că pierdem un pic din valoare. Da. O să fac brazele de iarbă, vom face pe urmă să împărțim un pic. Și anume, o parte din iarbă o să fac fân pentru făcuțele noastre, da, ca să putem să facem rație mixtă pe viitor. Sau să le dăm pur și simplu să mănânce până la urmă, oricum nici acum nu mai au multă mâncare. O parte vom înfolia baloții respectiv și o parte pur și simplu îi facem baloți de iarbă și îi păstrăm așa. Da. Deci cam ăsta ar fi planul pentru toată această iarbă pe care o avem. Haideți să oprim noi cositoarea. Mai are rost să o mai ducem la fermă? Sincer, da. Momentan, da, fiindcă nu ne apucăm acum să construim. Momentan mai avem câte ceva de făcut. Așa că hai să ducem cositoarea la fermă. O să ne uităm la magazin să vedem dacă găsim vreun Wind Rover un pic mai mare decât acesta. Nu vreau să fie nici foarte mare, dar totuși să fie cam mai mare. Hai să spunem așa. Hai să spunem că să fie un pic mai mare. Și o să luăm Deus Farul și o să facem noi un drum până la magazin să aducem Wind Rover-ul respectiv de acolo. Dar întâi să vedem dacă avem și soluție, fiindcă, sincer să vă spun, nu m-am uitat până acum să vedem dacă într-adevăr avem vreun Wind Rover mai mare față de cel pe care l-am eu în momentul de față. Acela merge, dar nu pentru un teren atât de mare ca acesta și indiferent cât pierdem la el, ne vom recupera banii respectiv. Până la urmă, noi putem să mai vindem un balot 2 de nutreț însiluzat, da? Și ne recuperăm banii, nu e asta o problemă. Hai să vedem dacă totuși avem vreo variantă. Intrăm frumos pe magazin, da? Intrăm pe Wind Rover și găsim. Uite aici, Wind Rover. Hai să vedem ce avem. Noi pe ăsta avem în momentul de față 1,4 metri. Nu ne ducem la 110.000 sub nicio formă. 9,7, 15 metri și este 62.000. La fel 15 metri, 90.000. 12 metri, 98.500. Nu știu de ce l-aș cumpăra. A, e necesită mai puțin cai putere. A, am înțeles. Cronul, 19 metri, 74.000. Mai repede mi-au cronul, sincer. 7 metri, 14.000. 10,3 metri, 32.000. Asta ar fi interesant, da. Problema este că nu prea cred că putem să-l montăm noi la balota pe care o am în momentul de față. Asta este problema. Că eu am deja o balotă. Ok, ia să vedem. 12 metri și jumătate, 52.000. Păi sincer, mai bine mi-au cronul. Și știu o treabă. Hai să facem așa. Hai să cumpărăm cronul. Luăm cronul sau luăm pe acesta de la Vicon? E totuși diferență de 25.000 și e diferență și ca... Hai să luăm cron. Hai să luăm cronul și ne facem treaba cu el și pe urmă îl vom vinde repede. Ok. Hai să dăm repede o fugă până la magazin și... Și mergem să ne punem pe treabă. Mergem să facem brasele de iarbă. Vom lua și mașința de făcut fân și vom face vaniță. O parte facem fân, o parte rămâne iarbă și o parte din baloții de iarbă îi vom înfolia la rândul lor pe urmă. Da. Așa că hai să ne facem treaba. To the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will.
Bun. Haideți că am terminat cu brazele de iar. Da. Acum o să trebuiască să mergem să vindem repede Windrover-ul, ca să nu pierdem prea mulți bani pe la el. Da. Și o să mai facem ceva. O să mai cumpărăm o remorcă pentru lemne, fiindcă o să avem foarte multe lemne de tăiat. Și ar fi bine totuși să luăm o remorcă din aceea mai mare. Acum să vedem exact ce găsim. Da. Așa că mergem frumușel, ducem Windrover-ul, ne cumpărăm remorca de lemne, o să luăm Mahindra, mai mult ca sigur, și o să-i dăm utilajul pentru făcut pân, da. Îl aducem aici să întoarcem vreo 2, 3, 4 brazde de 5, 6, să vedem. Ne hotărâm atunci de iarbă ca să facem, să facem fân. Și pe urmă o să luăm, de uțfarul și mergem să... Mergem să luăm balota să facem baloți. Da. De înfoliat o să înfoliem când vom avea timp. Da. Momentan nu este chiar așa de important lucrul ăsta. Momentan mă interesează să-mi eliberez terenul ca să pot să-mi-l trasez. Da. Și să mă apuc să construiesc până una alta. Mai ales că momentan mai am ceva bănuți. Pe urmă, nu se știe. Bine, oricum mai avem de vândut, soia. Da. În luna următoare, practic, în iunie. Știu, în momentul de față, fiindcă am trecut la dificultate pe normal, da, suntem pe mediu cum ar fi, luăm mai puțin bani decât inițial pe soia noastră. Era mult mai mult. Da, nu e nicio problemă, am trecut pe o dificultate un pic mai grea ca să creștem un pic mai încet totuși, fiindcă mi se pare mie că totuși am crescut un pic cam repede și aș vrea totuși să țin un pic mai mult această serie. Da. Așa că mergem noi frumușel și vindem acest Windrover. Oricum e super, super mișto acest Windrover. Pentru cine nu are modul, ar vă recomand să îl descărcați și să-l folosiți. Eu o să-l cumpăr la un moment dat, dar nu acum. Fiindcă în momentul de față, v-am zis, mă interesează în principal să construiesc. Și din cauza asta nu o să-l păstrez. Bun, l-am reparat, îl revopsim, ia să revopseaua de pe el și îl vindem. Cam am pierdut ceva bănuți la el, de ce să mint, vreo 10.000 cred, dar vom recupera. E chestia că am economisit foarte, foarte mult timp și până la urmă am economisit și uzură la tractor. Da, nu l-am mai frecat pe el cât l-am fi frecat în mod normal. Ok, hai să vedem ce mai cumpărăm. Am zis că ne trebuie o remorcă de cărat lemne. Așa că mergem pe echipament silvic. Ia să vedem ce găsim pe aici. Absolut nimic interesant. Bun. Hai să vedem ce mai găsim. Încărcătoare de baloți. Găsim ceva mai interesant. Ia să vedem. Design, îi punem cu extensii, cu prostine bunii, 20.000. Putem să-i punem și... Interesantă și această remorcă. Ia să vedem, ce mai avem pe aici? Mai avem ceva mai ieftin? Dar sunt mai mici, asta e problema. La noastră... e chestia că nu am cum îi spune, nu am chinci, asta e problema. Nu știu dacă, de exemplu, îi schimbăm pe autoloading. Ia, hai să facem așa, hai să luăm Mahindra totuși. Ok, hai să lăsăm aici greutatea. Mamă, cum s-a ridicat. Îi lăsăm greutatea aici. Hai să lăsăm și front loader-ul. Deci ați văzut, da? De greutatea respectivă cât o treime din Mahindra, cred, cât cântărește tractorul ăsta în mod normal. Hai să lăsăm aici front loader-ul. Ok. Hai să luăm remorca noastră de baloți. Cea pe care o avem în mod normal. Bine, până la urmă, stați așa. Oricum trebuia să scoatem și tractorul, nu vă speriați, dar putem să luăm direct. Hai să vedem. Ia, hai să vedem. Hai să o reparăm până la urma urmei. Hai să o configurăm.
Dacă îi dăm cu fără autoloading, ia să vedem. Putem să-i punem, mă interesează să pot să-i pun... Gata, asta mă interesa. Să pot să-i pun chingile. Da, despre asta era vorba. A, păi atunci nu mai cumpărăm nicio remorcă de la magazin. Super tare atunci. Hai să luăm utilajul de întors iarbă. Da, fiindcă o să trebuiască să facem fân. O să luăm noi frumușel și de aici remorca. Dar nu momentan. O scoatem de aici ca să pot să-mi scot eu utilajul de fân. Nu știu ce am făcut la utilaj, l-am... Bine, pe de altă parte nici nu prea am loc așa mult pe aici. Trebuie să mă descurc pe metru pătrat, ce nu prea merge cu tractorul ăsta. Da, hai că poate reușim. Ia, ăla-i. Haideți să facem niște... Mergem să facem niște fân. Cred că vreo 4. Ia să vedem câte brazde avem în total de iarbă acolo. În funcție de câte brazde avem acolo, ne hotărâm exact câte brazde de fân facem. O să tai eu pe direct, că oricum nu văd să fie al nimănui, plus că nu are nimic pe el. Așa. Ia să vedem câte brazde avem. Avem așa, 2, 4, 6, 8, 10, 11 brazde, cred că avem, nu? Deci 2, ia, mai facem o dată. 2, 4, 6, 8, 10, 11 brazde, da? Împărțit la 3 ar veni cam 4 brazde pe... cum îi spune? Pe tip. De ce împart la 3? Păi am zis așa. Că o parte facem fân, o parte facem baloți de iarbă, o parte îi facem baloți înfoliați. Da. Asta înseamnă 3 tipuri de baloți pe care îi facem. Avem 11 rânduri, împărțit la 3, ar veni 3 și jumătate. Da, hai că nu facem 3 și jumătate, facem 4. 4 ori 3, 12. Deci facem 4 de fân, iar restul o să le păstrăm cu iarbă și le facem pe urmă. Da, hai să facem, o să iau eu așa marginea în primul și în primul rând și pe urmă mai fac încă două brazde. Încă două brazde ca să le facem fân. O să-mi trebuiască pentru rație mixtă. Și pe urmă, în funcție de ce bănuți avem, hotărâm și la ce coteț, e impropriu spus, adăpost de văcuțe pe care ne alegem să îl construim. Da. Hai să îi dăm bătaie. O să fac, v-am zis, o să fac pânul. O să iau tractorul de usfarul de la magazin și o să-l aduc să iau balota, să mă apuc să fac baloți în primul și în primul rând. Pe urmă o să luăm remorca. Nu cred neapărat că o să-i strângem, fiindcă în primul și în primul rând trebuie să cărăm lemn. Și cred că o să-i lăsăm pe teren. Da, fiindcă oricum ar însemna să iasă episodul și destul de mare. O să-i lăsăm pe teren și ne vom ocupa de ei în episodul următor, practic, să-i strângem. Vedem atunci exact ce și cum. Măcar să apucăm să tăiem lemnele și episodul acesta, fiindcă durează și acolo. Oricum, asta a fost un pic mai rapid, am mers un pic pe timelapse, fiindcă au fost puține lucruri de făcut practic, dar care au durat destul de mult și ca să nu vă plictisesc pe voi prea mult, nu că nu v-aș fi plictisit, da, este. Hai să fac, de aceea am făcut timelapse, da. Ok, hai să mai facem nițel. Nu o să mă mai opresc, da? Deci după ce terminăm aici fânul, o să mă mut pe tractorul pe deosfar. Ne ducem la magazin și luăm de acolo. Vom lua balota, vom face baloți, vom lua și remorca pentru lemne și vom veni cu ea aici să o încărcăm. Asta după ce, bineînțeles, tăiem toți copacii care ne vin pe acest teren. Și cred că o să-i tăiem și pe cei din mijloc. Vom face acolo iarăși un luminiș. Oricum vom modifica câte ceva pe viitor, nu acum, bineînțeles. Dar o să vedeți voi că azi m-am revanșat față de natură. Am plantat o parte din copaci pe care i-am tăiat și la fel vom face și aici. Deja aici nu mai e pe terenul meu, ci că dubios. Îl credem pe cuvânt. Nu putem să ne certăm cu el, nu? Ok, hai că eu o să-mi continui treaba. V-am zis, nu o să mă mai opresc, o să mă duc direct, iau balota, facem direct baloți, vedem, e posibil să lăsăm pe
teren, eu așa aș vrea să-i lăsăm pe teren, măcar să ne ocupăm de lemne, să tăiem copacii și ne îi strângem pe urmă. Da, ok, hai să ne punem pe treabă. Haideți că mai am o idee de cât, da, de strâns iarbă. O să trebuiască să mergem la magazin să luăm, gata, nu mai avem ce să mai. Ne-a rămas, suntem la 90%, da, exact 50% nu-i mai avem, ca să umplem încă un balot. Da, nu-i problemă asta, o lăsăm așa și vom face data următoare. Da, era vorba de vreo 500 de litri. De iar. Ok. Haideți să luăm de uțfarul de la magazin și să venim cu el aici. Bine, putem până la urma urmei întâi să tăiem copaci și de-abia după aceea să venim cu tractorul. Da. O să ne punem pe tăiat. Ia să vedem. De unde? Cam de aici vom începe, fiindcă și acesta este pe terenul nostru și o să-i tăiem pe toți și o să scăpăm și de buturuci, da? Nu le lăsăm că nu are rost. Bun, tot ce e aici trebuie să dispară, îi voi semăna, de fapt îi voi planta mai târziu, dar momentan aceștia trebuie să dispară, da? Trebuie să liberăm locul, fiindcă aici vom construi și de-abia după aceea în jurul construcțiilor vom pune copaci.
Până atunci îi facem, îi transformăm în bani, mai ales în spațiu liber. Da. Avem remorca aici. O să-i cărăm cu aceasta de baluți, fiindcă e mai mare și putem să punem mai mult pe ea. Eu sper să și putem pe urmă să îi cărăm cu deosfarul. Da. Teoretic ar trebui să îi ia. Da. Încercăm. Acestea fiind spuse, n-am decât să mă pun pe tăiat. Ne auzim la sfârșit. Ne auzim la sfârșit după ce îi voi fi și cărat. Da. Asta este și mai important, să îi și car. Nu numai să-i tai. Da. Ok, hai că ne auzim la sfârșit. Ok, hai să aducem și deosfarul. Da, și să cărăm toate acele lemne. O să dureze un pic până când le vom pune pe toate pe remorcă, da, asta este, n-avem ce să facem. Trebuie să eliberăm acolo terenul, acolo trebuie să construim. Plus că mai încasăm niște bani, în primul și în primul rând. Da, vom cumpăra mai târziu o mașină din aceea de plantat copaci și vom înlocui. Vom locui, o să facem oricum, o să vedeți voi în episoadele următoare modificări, cum să zic, nu neapărat modificări, ci amenajarea propriu-zisă, cu tot cu copaci, o să vedeți voi despre cum o să arate. Da, o să mai dureze, o să mai dureze câteva episoade până când ajungem să vedem exact cum va arăta ferma propriu-zisă. Da, așa că hai să luăm, să vedem pe unde ies pe aici, hai să ies pe aici. Ups,
spațiu, așa că am luat-o greșit. Ups. Și mai greșit. Hai să luăm remorca, să o umplem cu lemn și să venim să o aducem la magazin. Mi-a rămas acolo un copac care nu este pe terenul meu. Cred că acela este singurul. Da. Ia, chiar sunt curios să vedem. El e singurul care e acolo? Nu, mai e încă unul. Dar oricum sunt vreo doi copaci decât. Care nu sunt ai mei. Ok. E bine de știut. Hai să luăm noi frumușel remorca. Să le facem de aici. Cum îi spune? Chingile. Da. Și mergem să strângem toți copacii, să-i punem pe remorcă și să mergem să îi vind. Aproape am ajuns la magazin, oricum greu, greu tare cu 10 km pe oră să urci toată această pantă. Deja ăsta este ultimul lucru pe care îl mai facem în acest moment, pe luna mai, nu mai avem ce să mai facem, e deja 7 și 11 minute, da? Deci nu mai avem nicio șansă. Rămâne pe episodul de următor, da? Să mai cărăm o parte din lemne. Nu ne grăbim cu construcțiile, oricum momentan nu avem ce să facem. Mai ales că luna următoare, mi se pare, și mai mult ca sigur, va fi gata de recoltat orsul, da? Și n-avem ce să facem decât orsul tot trebuie să-l luăm, da? Așa mai bine mai lăsăm un pic lemnele și baluții pe terenul respectiv și ne recoltăm orsul, mai ales că nu o să dureze foarte mult cu recoltatul orsului, că se combină în momentul de față. Hai să vedem câți bani luăm pe aceste lemne. De curiozitate, așa, nu că am avea neapărat nevoie de bani, da? Dacă tot ne-am strofocat atât, hai să vedem. O, bun, aș. 12.000, 13.509 euro. O, foarte, foarte bine. Păi cam atât pentru acest episod. Eu o să duc tractorul la fermă și o să mă bag la un pui de somn, că bani, oricum vine seara, nu mai avem ce să mai facem. N-avem timp să mai creăm încă, să mai luăm încă un transport, că nu avem timp. Efectiv se va nopta.
numai cât întârziem ca să-l încărcăm în remorc. Da. Așa că tragem un pic de somn, ne odihnim și mâine să ne ocupăm practic în episodul următor de recoltat, de recoltatul orsului. Da. Asta vom face și vom mai lua probabil că încă un transport de lemne. Practic acum ne-am scos banii pe Wind Rover. Deci în momentul de față ne-am scos banii pe Wind Rover. E bine. E chiar foarte, foarte bine. Păi cam atât pentru acest episod. Nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor când, v-am zis, vom recolta orzul, vom mai căra o parte din lemne ca să putem să eliberăm terenul și de-abia după aceea poate reușim, o să trebuiască să luăm și baloții de pe teren și de-abia după aceea vom putea să ne apucăm de construit la noile adăposturi de animale. Aceste lemne o să le las aici și așa nu vine nimeni să le ia, nu, oricum n-au cu ce să le care. Le voi lăsa aici și voi continua de jos, da, practic. Mai încărcăm, mai vedem. Da, mai să asta în episodul următor. Trebuiască să ne ocupăm de ors, că va fi gata de recoltat și nu ne permitem să pierdem recolta de ors. Da, întâi recoltăm orsul și de-abia după aceea putem să ne ocupăm și de lemnele noastre. Da, uite, ca să nu ziceți că sunt rău, o să tai și acești doi copaci, dar pe aceștia nu o să-i vând, ca să nu ziceți că îi încasez banii lui vecin. Da, ăștia decât ca să fie aici totuși un luminiș. Cam atât pentru acest episod, nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor când ne vom continua cu treburile. O să-i frumos să aveți, pa, pa!